Am pus uh, urechea la purbagaj Nemabas. Noua motive să-ți cumperi Volkswagen sau o mașină din grupul Volkswagen, respectiv Seat, Cupra, Skoda, uh, Audi, Volkswagen. N-am pus toată lista în titlu că e prea lungă lista. N-aș putea să spun că sunt cel mai mare fan al mărcii sau al grupului Volkswagen, dar trebuie să recunosc că există multe avantaje dacă-ți cumperi o mașină de genul ăsta. O să vorbesc despre Volkswagen, dar la general va include cam același lucru și despre celelalte mărci pe care le deține Volkswagen. Primul avantaj, ai piese aftermarket pe toate șanțurile. Eu având magazin online, dacă vrei un filtru de la un anumit model de Volkswagen care e fabricat după anii 2000, benzină, diesel, ce vrei tu, dacă nu l-am pe stoc, în două ore maxim o zi lucrătoare, sigur îl voi avea pe stoc. Ei bine, nu poți să faci asta la o mașină japoneză rară în România. Deci ăsta ar fi un avantaj foarte, foarte bun. Nu aștepți după piese, găsești piese cam peste tot. Ăsta ar fi primul avantaj, găsești piese aftermarket, noi, originale, pe toate șanțurile. Avantajul numărul 2, găsești piese și elemente de caroserie la mâna a doua sau un parc de dezmembrări, pentru că sunt mașini foarte comune. Deci o bară de Octavia, o bară de Passat, o bară de Jetta, o bară de Golf, un interior de Passat, un volan de Passat, jante de Passat, găsești peste tot, nu trebuie să-ți cumperi noi, pentru că sunt foarte multe lovite în spate, poți să iei o bară de pe față. Sunt multe lovite în față, e o bară de pe spate și așa mai departe, în funcție de ce ai nevoie. Am avut și eu un Audi A3 din 2004 și mi s-a defectat la mașina respectivă subbuferul. Într-o zi brusc am rămas fără bas. Ascultam și o muzicuță și canci bas. Mașina avea sistem audio standard, nu era bose, dar aveam subwoofer și dintr-o dată nu aveam bas. Am pus urechea la pur bagaj. Nemabas. Am căutat unul original, era vreo 1.300 de lei nou la, nu știu, acum vreo șapte ani. Și am găsit unul în dezmembrări cu 100 de lei, care și-a făcut treaba exemplar. De asemenea, mi se uh, defectase ceva la unitatea climatronic, nu mai știu, nu mai mergea bine un buton. Și am căutat în dezmembrări și am găsit toată unitatea cu 250 de lei, care era impecabilă. Una care era uh, identică, nou-nouță, originală costa 2500 de lei. Deci am găsit piese care, cum să zic, nu-ți cumperi din dezmembrări, ambreiaj, distribuție, discuri de frână uh, și alte elemente de genul ăsta. Am mai discutat despre asta în alte episoade. Dar elemente de caroserie, jante, uh, elemente de interior, dacă găsești la mâna a doua în stare impecabilă, e un avantaj pentru tine. Asta înseamnă că mașina este, adică mașina respectivă e foarte comună și găsești cam ce vrei și la mâna a doua. Un alt avantaj este că nu doar grupul Volkswagen, dar în general mașinile nemțești, dar în special cele din grupul Volkswagen vin cu încălzire auxiliară sau încălzire staționară sau parking heater sau webasto. Fie că ți iei o mașină pe benzină sau una pe motorină. Iar acest sistem e de foarte mulți ani, aș putea să zic că de peste nu știu, nu știu exact de când ea, dar peste 20 de ani. Dacă ți-ai Audi Q3, am configurat de curând multe mașini, să mă uit la diverse chestii care mă interesau. Și Audi Q3, 1.5 TSI, poți să-i pui Webasto. 2.000 TDI, poți să-i pui Webasto. Audi A4, poți să-i pui Webasto. A5, A6, A7, A8. Q3, Q5, Q7, Q8. La Volkswagen pasat sigur, poți. Am un vecin care are, îl văd din cum să zic, dimineața când merge, eu mă sui în mașină rece, el e sabur de sub mașină și când intră mașina, probabil că el are călduț. Eu nu. Da. Tiguanul de asemenea are, Toaregu are, cu siguranță feită nu avea. am văzut că nu prea se pune voi pe mașini care sunt totuși foarte mici, gen A1, gen, nu știu, pe Golf n-am văzut voi basto, poate mă înșel, dar am văzut că pe mașini un pic mai mari, în general, se pune Webasto. Și pe Skoda Superb, pe Skoda Kodiaq ai Webasto. La Seat, nu știu, nu m-am uitat. Oricum Seat nu se, mai va, nu se va mai fabrica. Va fi înlocuit de Cupra. Deci Seat dispare, marca Seat dispare, va rămâne doar Cupra. Bine, ai Cupra Leon, Cupra Formentor, Cupra Ateca și, mă care modele mai sunt. Deci avem o schimbare în grupul VAG. Webasto foarte, foarte convenabil. Ai o telecomandă, apeși pe ea, din casă, îți încălzești mașina sau tu ventilezi în funcție de pe cât lași tu uh, clima. Foarte posibil la anul să fac un upgrade și să-mi iau o mașină care are Webasto. Așa că o să văd exact de curând cum va fi. E un avantaj foarte bun. Și bmw are astfel de, astfel de sistem de călzire auxiliară, probabil că tot Webasto. Și dacă nu mă înșel, chiar și Mercedes are așa ceva. Numai japonezii, prăpădiți nou. Sunt mașini japoneze, în special pentru simplitate, fiabilitate, și motorizări pe benzină. Da, adevărul e că mașinile japoneze au foarte multe lipsuri în zona asta de tehnologie, de confort și de, cum să zic, accesibilitate. La japoneze n-am văzut astfel de sisteme. Cu siguranță poți să-ți instalezi tu, da, bătaie de cap și, din ce am înțeles, poți să-ți încălzești o japoneză din telefon dacă ai electric sau plug-in hibrid poți și pe Lexus și pe Toyota, dacă ai plug-in hibrid, să intri pe telefon, să dai heat sau cool. Dar nu e încălzire auxiliară, aia merge pe bateria mașinii, folosește din, mă rog, și asta o consumă din carburant, carburant din rezervorul mașinii, dar e special pentru așa ceva și de mult timp înainte să apară mașinile plug-in sau electrice. Deci ăsta ar fi un, un avantaj foarte mare dacă ți-ai superb pasat, Tiguan, Toareg, eu știu, Audi Q3, Q5, Q7, poți să-ți pui opțional Webasto. E vreo 1800-1900 de euro opțional când îți cumperi mașina nouă. Și vine cu o telecomandă separată. Un alt avantaj de sigur, o vei vinde foarte ușor. Una e să-ți un Mustang de 5.0 sau un Infiniti cu motor nu știu de care, sau o Toyota mai vechiuță, mai rară, sau, mă rog, o mașină mai rară și alta e să-ți iei o Skoda Octavia. O Skoda Octavia o vei vinde foarte repede pentru că este la mare căutare în toată Europa. Skoda Octavia este mașina, nu doar Skoda Octavia, dar iau ca exemplu Skoda Octavia, care este cea mai vândută mașină în foarte multe țări din Europa. Pentru că, cum să spun, îți iei cea mai multă mașină de bani ăia. Spațiu, dotări, practică, de familie, economică, piese ok, întreținere ok, destul de fiabilă și, cum să zic, dacă ți Octavia nouă sau second hand, în 2 ani, 3 ani, 5 ani, o vei vinde foarte ușor. Pentru că sunt foarte mulți care caută o mașină exact ca a ta. Un alt avantaj, aș putea să zic, genial, care mă va face și pe mine să consider o mașină din grupul VAG, este faptul că aproape în orice oraș în care te duci, în România, în Europa, oriunde te duci, aproape în fiecare oraș este o reprezentanță Volkswagen, Skoda, Audi, da, mă rog, Volkswagen și Skoda, cu siguranță, eu am văzut în foarte multe orașe, deci în cu vâlcea avem Skoda, Audi, Volkswagen, Seat, Toyota, avem mai multe reprezentanțe, dar tot a venit mai târziu. Volkswagen e de o gămadă de timp. Te duci în Sibiu, ai Volkswagen, te duci în Brașov, ai Volkswagen, te duci în București, ai mai multe reprezentanțe Volkswagen. Că, uh, cum să zic, dacă te lasă mașina undeva, plec undeva, mai există un dealer aproape de mine. Că, nu știu, mă duc până la Brașov și trebuie să fac revizia sau am uitat să fac nu știu ce sau am de făcut, s-a defectat ceva. Există un dealer Volkswagen în apropierea mea. Dacă ți iei mâine Infinity, mașină care îmi place foarte mult, trebuie să merg la Infinity sau Nissan. Iar Infinity în România nu mai există. Există doar Nissan. Am întrebat la Nissan dacă pot servisa o mașină Infinity și mi-au spus că da, dar nu avem toate instrumentele necesare și toate softurile pe care le vei găsi la Infinity. Deci dacă mi-au Infinity în România și voi avea o problemă mai gravă sau ceva legat de soft, va trebui să mă duc cu ea la Viena sau în Germania, la o reprezentanță Infinity. Ceea ce e nașpa, adică ceva urgent, ceva de mentenanță, ok, pot să fac la Nissan. Unde am Nissan? În București și probabil în câteva alte oraș. Cred că și în Brașov am văzut Nissan. În orașele mai mari din țară găsești Nissan, găsești Mitsubishi, găsești cam și de la japonezi, găsești reprezentanțe. Dar nu cum găsești Volkswagen. Deci Volkswagen, Skoda, găsești, cred că, cred că sunt cele mai multe reprezentanțe la nivel național. Mă duc nu știu unde, pac, am reprezentanță. Gândește-te că pleci într-o vacanță cu mașina 3000 de kilometri și ai o eroare sau te lasă mașina într-un oraș din Slovacia. Fiind o mașină comună, la fel cum găsești în România reprezentanțe foarte frecvent, așa vei găsi și în afară. Așa ți tu Polestar, <gătări> ți iei Polestar de la Volvo și mă duc în nu, știu, nu știu, unde, până caut eu reprezentanță Volvo. E adevărat, o să-mi spuneți mult, da bă, dar ce trebuie să mă duc la Volkswagen, mă duc la nea caisă, la un mecanic, sunt și-o în țară, mai am și un prieten. Mm, nu e chiar așa, când mergi pe un teren necunoscut, în special în afara țării, nu prea vrei să mergi la neacaisă, Că au fost foarte multe fraude cu români, cu străini, cu. s-au dus la un serviciu, s-au fost păcăliți, jegmăniți, jegmăniți, furați și așa mai departe. Când te duci undeva unde nu cunoști, ție cel mai la îndemână îți e reprezentanța. Că ai mașina, poate în garanție, mă doar reprezentanța, adică. Ok, poate te umflă, poate te fac cu ceva. Dar, băi, reprezentanță, îți dă factură, îți dă deviz, semnezi, ți-o repară, dacă nu le faci reclamații, adică nu e chiar așa. E un pic mai, e un pic mai sigur. Și pot să dau același exemplu cu, cu Infinity. Plec din România, mi-au Infinity sau mi-au, nu știu ce, mașină super rară, plec cu ea din țară și te lasă nu știu unde. Unde o repari? Ok, poți să duci la altă reprezentanță lângă, ca au și ea service multimarcă, dar nu da, s-ar putea să n-aibă soft, să n-aibă ce să-i facă. Dacă e ceva mecanic, îți schimbă o plăcuță, îți schimbă un ceva minor, ok, te poate ajuta ca orice servis. Dacă e ceva ce ține de soft și e o mașină relativ nouă și rară, e problemă. Că s-ar putea cu un simplu tester universal, un OBD, un tool, să nu faci mare lucru la, la o astfel de mașină. Cum am fost și eu la Toyota. Știți foarte bine că am avut și un accident cu Toyota și m-am uitat și eu, având magazin online, vând piese, comand piese. M-am uitat și eu la furnizorii noștri, cam cât costă diverse piese și n-am găsit decât puține, nu știu, câteva. Și le-am zis, mă, dar ciudat, vin greu piesele, că noi n-am găsit la furnizori, la la la. Păi noi nu cumpărăm de la furnizori, noi cumpărăm de la tot, nu mai avem altă combinații, La noi vin altfel piesele. Ah, ok, interesant. Și mi-au spus că în 3-4 zile vin piesele. 3-4 zile, rezonabil, Toyota. Da, dacă aveam cine știe ce Aveam noul model de Sonata importat din Sua. Mm -hmm. Mă duc la Hyundai, mă uit lung, chiar dacă mă uit la Hyundai, nu vor avea piesele respective și va dura foarte mult să le primești. De ce? Pentru că mașina este rară și nimeni nu ține piese pe stoc. Fiind Volkswagen, fiind Skoda, fiind o mașină comună, vei găsi piese foarte ușor la reprezentanțe și v-am spus, unul dintre motive este uh, să ții... O astfel de mașină e că și dacă pleci în afara țării și pățești ceva, vei găsi foarte ușor o altă reprezentanță Skoda, o altă reprezentanță Volkswagen, unde poți rezolva problema. Deci asta e un avantaj destul de mare, aș putea să zic. Am spus deja unul dintre avantaje, fără să-mi dau seama, nu aștepți mult timp după piese. Dacă aștepți o zi, două, trei, e rezonabil. La Volkswagen de multe ori, la cele comune, la ce ține de de consumabile aștepți câteva ore. Noi, în afară de anumite piese originale de caroserie, pe care le comandăm și durează o zi, două să vină, tot ce înseamnă filtre, uleiuri, distribuții, rulmenți, plăcuțe, discuri, în câteva ore le avem pe stoc. Deci, asta e un avantaj foarte mare, că nu aștepți. Și nu doar că nu aștepți tu ca și client, e un avantaj și pentru mine ca vânzător de piese, că nu mă blochez cu stocul, nu trebuie să țin pe stoc toate mizerile de piese care se vând o dată de două ori pe an, pentru că orice comand îmi vine în, vor veni în câteva ore. Și atunci nu are sens nici eu să mă blochez cu stoc de piese pentru că totul e la botul calului. E avantaj și pentru mine că vând piese și pentru cel care cumpără, pentru client. Un alt avantaj este că găsești mecanici, evident, chiar dacă vorbim de mecanici care poate că nu sunt extrem de bine pregătiți, toată ziua reparând la Volkswagen și la Skoda și la mai întreabă pal mecanic, mai are și el un prieten, mai află o chichiță de la unul, mai află o șmecherie de la altul, fără să-și dea seama, devine un mecanic bunicel, pentru că problemele pe care el le tot repară sunt repetitive, sunt multe mașini și te poate rezolva foarte ușor. pe o deosebire de, sunt mecanic, eu sunt mecanic de vag și vine unul cu 3.3 V6 de pe o sonata, care are o eroare când, nu știu, are o problemă la rece o să se scarpine în cap și o să zică, dă tu muzica mai tare. Înțelegi? <gură> să zică, lasă așa, că nu, mai nicio problemă. Pentru că nici nu știe, n-are nici scule, n-are soft, habanare. n -are. Punct. Deci, uh, și mecanici de cartier, ăsta e un avantaj, și mecanici de cartier, nu doar reprezentanțe și piese și piese SH, uh, vei găsi peste tot, vei găsi și mecanici foarte ușor care au idee de cam despre ce e vorba la mașina ta în mare, dacă e ceva lejer, mecanic sau să schimbi niște consumabile, vei găsi chiar și mecanici, vei găsi mecanici la orice colț de bloc. Sistemul 4x4 for motion sau 4 pe motoarele longitudinale, respectiv 3000 diesel în mod special, cu diferențial autoblocant Torsen mecanic, LCD, e genial. Adică Touareg, Q7, Q8, RS-uri, Uh, și cam ce are motor uh, longitudinal. În general, cele de 2 litri, 1,6 litri, uh, 2000 benzină, care sunt amplasate transversal, vin cu Haldex. E un sistem 4-4 mai slăbuț, chiar dacă se numește tot 4Motion sau tot 4, dar cele de pe Toare Q7, Q8 sunt geniale. E o tracțiune permanentă, potentă, uh, sigură și rezistentă. Deci uh, ai un sistem 4x4 top, din punctul meu de vedere mult mai bun decât la BMW X Drive sau decât la Mercedes Formatic, dacă ar fi să comparăm cei trei giganți nemțești care sunt competitori. Deci sistemul 4 sau 4 Motion cu Torsen este genial. Și ultimul motiv să-ți cumperi Volkswagen, motorizările sunt economice. Adică dacă ție un 2.0 TDI de 115 cai de pe Octavia, am văzut un clipuleț pe YouTube, consumă 3.8, 4%, deci cât o mașină hibridă. Uh, motorizările de 1.5, 2000 benzină, multe motorizări de fapt vin cu un sistem de decuplare a cilindrilor în mers și, mă rog, mi se pare un sistem complicat și pe termen lung poate fi păcătos, dar dacă îți cumperi mașina nouă, deci pe termen scurt, uh, ai niște beneficii la la carburant. Vei avea niște motorizări care consumă puțin, 3 litri TDI nu consumă mult, e un motor foarte rezistent, foarte fiabil. Dacă îți cumperi la mâna a doua, găsești și motoare 4 litri V8, asta ar fi avantajul numărul 10, dacă stau să mă gândesc bine. Ai V8 TDI, deci printre puținii, fapt, nu, mai, nu, mai, vine nici Volkswagen acum, dacă vrei să-ți cumperi un Touareg sau un SQ7 noi, dacă vrei să le cumperi noi, n-ai decât V8 TFSI, nu mai ai uh, V8 TDI care a fost pe A8, pe Toareg, pe Porsche Cayenne, pe SQ7, pe SQ8 și pe Bentley Bentayga, bineînțeles. Dar cea mai ieftină variantă era pe Touareg. Din păcate, dacă vezi o astfel de mașină nouă, nu mai poți cumpăra acest motor, dar găsești la mâna a doua din 2021, 2022, 2020, găsești Toareg V8 TDI, care vine și cu un supercharger electric. Deci când bași piciorul, ai boost instant, nu ai turbolag. Ăsta ar fi un alt motiv. Dacă vrei un V8 diesel potent, poți să să-ți iei un Touareg V8 sau un SQ7 sau un SQ8. Și, dacă tot am vorbit de motorizări, cred că motivul numărul 11 ar fi că ai motorizările W12 care sunt cumva unicat. Ai W12 pe A8 de la A8D2-60, A8D3-60, W12 a optul următor că de 4, ai 6-3 w 12 ai 60W12 pe Phaeton, ai 60W12 pe Tuareg, modelul vechi și bineînțeles pe Bentley Flying Spur sau Continental GT Anul ăsta chiar este ultimul an în care Bentley va mai produce motorul W12 La anul 2024, amin devine istorie un motor complicat, masiv, puternic, legendar. Deci dacă vrei extra motorizări wow, mi, mi se pare accesibil. Dacă te raportăm cât e un Bentley W12 și cât e un A8 W12, am văzut cu 30 și ceva de mii de euro, 6 3, 500 de cai, 6-3, 12 cilindri, 500 de cai putere, aspirat, până în 30.000 de euro am, am văzut câteva pe, pe mobile. Deci 30.000 raportat la 200, cât e un Bentley aproape nou, e o diferență destul de, de, mare. Deși și acela 8 când a fost nou a fost de asemenea foarte, foarte scump. Da, cam astea sunt avantajele sau motivele pentru care ai putea să-ți cumperi un Volkswagen sau o mașină din grupul Volkswagen. Personal îmi place că sunt comune, că am basto, că găsesc mecanici, că găsesc piese și că sunt destul de economice, în special motorizările 2.0 TDI, care, dacă sunt întreținute corect, te pot duce la peste 500.000 de km. Și bineînțeles că dacă vrei să-ți cumperi un Volkswagen sau o mașină din grupul Volkswagen la mâna a doua, nu uita să o verifici pe car vertical și bagă codul 99Vehicles pentru o reducere de 20%. Îți mulțumesc și ne vedem în următoarele episoade.